Din punctul meu de vedere, sărăcia endemică este, în primul rând, rezultatul corupției, al modului în care folosim și dirijăm resursele publice sau private atunci când ele sunt dirijate de autorități publice pentru a crea dezvoltare și pentru a crea dezvoltare durabilă. Și când vorbesc de durabilă, nu mă gândesc neapărat la partea de mediu, ci la consistența măsurilor pe care le luăm.